Corala de fete Ciprian Porumbescu a Colegiului Național Ștefan cel Mare din Suceava a obținut recent recunoaștere internațională prin diplome și medalii de aur obținute la competiția internațională de muzică corală Chorus Inside Croația, desfășurată în perioada 23-28 august în orașul Roviș. Sucevencele, sub îndrumarea preotului profesor Lucian Tablan Popescu, au adăugat două premii importante în palmaresul lor impresionant. Este vorba despre diploma și medalia de aur pentru cea mai bună interpretare la categoria Traditional Music, Authentic Folk Singing, precum și diploma la categoria Profan Polyphonical Music, corala care a fost însoțită de directorul Colegiului Național Ștefan cel Mare Suceava, profesorul Dan Popescu, a impresionat juriul internațional cu un repertoriu de 8 melodii, interpretate impecabil conform cerințelor concursului. În competiție au participat 16 coruri din diverse țări, inclusiv Polonia, Taiwan, Brazilia, Ungaria, Italia și Georgia. În timpul festivalului, corala suceveană a fost invitată să susțină un recital în cadrul concertului prieteniei desfășurat în Biserica Sfânta Eufemia și a participat la parada organizată în Piața Centrală din Rovinj.